Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta. Într-adevăr și dreptate, vă spun și în această seară același Marius Mitrache alături de colegii mei din regia tehnică. Doamnelor și domnilor, Partidul Național Democrat vrea să joace un rol important în politica dâmbovițeană. Aceasta este tema emisiunii pe care o vom dezbate alături de o delegație de lideri importanți ai PND-ului la nivelul județului Dâmbovița. Și nu mai dați-mi voie să vi prezint. În primul rând este prezent domnul Avram Iancu, liderul PND Dâmbovița și vicepreședinte PND regional, candidatul Partidului Național Democrat pentru funcția de primar al municipiului Târgu Viște. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Noi mulțumim pentru prezență. Lângă domnia sa este prezent și domnul Constantin Păun. Domnia sa este vicepreședinte PND Dâmbovița, candidatul PND-ului pentru Consiliul Județean Dâmbovița și fostul director general al Combinatului de Oțelul Special Târgu Viște. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și nu în ultimul rând, oameni buni, este prezent și un alt vicepreședinte PND Dâmbovița, domnul Marin Mușa. Domnia asta este și președintele PND Răzvad, dar și candidatul PND-ului la funcția de primar al Comunei Răzvad. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Oameni buni, emisiunea este interactivă, ca de obicei. Dacă doriți să adresați întrebări invitațiilor, iată o delegație de lideri importanți, lideri marcanți ai PND-ului la nivelul județului Dâmbovița și nu mai puteți să aveți acest privilegiu și această oportunitate de a adresa întrebări în direct invitațiilor noștri sau să vă exprimați opinia. Începem cu domnul președinte. Domnule președinte, cum dumneavoastră intenționați și partidul pe care îl conduceți să jucați un rol important pe scena politică dâmbovițeană și cum aveți de gând să convingeți electoratul dâmbovițean să voteze PND-ul? În primul rând vreau să fac următoarea remarcă, faptul că partidul nostru, înființat de 7-8 luni de zile, a reușit să-și realizeze un colectiv la nivelul municipiului Târgoviște, la nivel de județ, și totodată am reușit, prin eforturile pe care le-am făcut, împreună cu echipa pe care mi-am format-o și cu care am plecat la acest drum, ne-am realizat, de fapt, primul obiectiv, și anume să avem listă completă pentru consilierii locali la nivelul municipiului Târgoviște și candidatul pentru primăria municipiului Târgoviște, în persoana mea, Avram Iancu, președintele organizației județene. Spun eu la momentul respectiv, pentru că am fost o perioadă destul de lungă, tot am așteptat anumite persoane care și-au exprimat dorința că ar fi vrut să candideze din partea Partidului Național Democrat pentru funcția de primar. Dar până la urmă și colegii și persoana respectivă a spus că din punctul dânsului de vedere este mai bine să candidez eu, întrucât am și o experiență în spate, fiind și președintele partidului. Am hotărât împreună cu biroul politic județean și am primit mandat din partea biroului să candidez pentru funcția de primar. Vreau să vă spun chiar de la început că nu candidez pentru funcția de primar ca să mă aflu în treabă. Candidez pentru funcția de primar în ideea să câștig această funcție. Eu am mai candidat și în 2012, am avut un program coerent, un program bine stipulat privind ceea ce doream să fac la momentul respectiv pentru cetățenii din municipiul Târgoviște, dar am fost stopat de către cele două partide, PNL și PSD, pentru intrarea în Consiliul Local. A fost o nedreptate pe care mi s-a făcut și eu consider că cetățenii municipiului Târgoviște trebuie în continuare să aibă încredere în mine, faptul că nu m-am lăsat bătut și m-am bătut cât am putut din punctul meu de vedere, atât juridic, cât și pe linie de partid, ca să pot să realizez obiectivele care practic m-am angajat în fața cetățenilor. Eu consider că din punct de vedere moral și din punct de vedere profesional sunt un om integru, sunt un om cu experiență, am și eu brandul meu, sunt un gospodar foarte bun, ceea ce se și vede în spatele meu. Consider că oamenii trebuie și sunt convins că va trebui de data aceasta să se uite foarte bine pe cel pe care îl va alege pentru funcția de primar, în ideea în care primarul, ca să folosesc o expresie, primarul trebuie să fie gospodarul urbei. Consider că nu funcțiile de jurist sau funcție de profesor sau economist sunt cele care caracterizează această funcție. Consider că în spatele acestui om care candidează trebuie într-adevăr să existe niște lucruri concrete. În ceea ce privește... La PND există lucruri concrete în spatele noastră, domnule președinte?
PND-ul este un partid nou și ca atare nici n-avem cum să fim atacați, pentru că nici n-am promis, nici n-am fost la guvernare, ci acum ne-am format și eu consider că prin programul partidului pe care noi îl avem la momentul respectiv și pe care o să-l punem și noi publicului larg și de fapt o să-l distribuim prin echipa pe care o avem formată, o să arătăm practic ceea ce dorim să realizăm la nivelul municipiului Târgoviște în ceea ce privește programul partidului. Vis-a-vis de problema la nivel de județ, vreau să vă informez și să informez cetățenii atât din municipiu cât și din județ că echipa pe care mi-am format-o am putut să realizez la nivelul județului Dâmbovița targetul acela de a putea să am în toate localitățile din județul Dâmbovița posibilitatea ca lista de consilieri 44 pe care am depus-o și care mi-a fost aprobată fără niciun fel de problemă la biroul electoral central să poată să fie analizată de către cetățenii din județ și probabil cu programul pe care o să-l și difuzăm în tot județul să putem să fim aleși chiar dacă nu avem la momentele organizații în toate localitățile din județ. Dar mi-am auzit aminte, știți de ce zâmbeam, pentru că total la o emisiune a spus și dumneavoastră invitați când a spus aia cu broasca mică, cască gura mare. Da, bine, ce se întâmplă? Toată lumea când vine la un partid nou, întreabă, dom'le, zice, dom'le, care sunt perspectivele, care sunt sondajele? Ei, noi am plecat la un partid nou cu sondaj zero și este greu să muncești, într-adevăr, munca este grea, dar ne caracterizează. Toți colegii care sunt lângă mine sunt oameni muncitori pe care îi caracterizează, într-adevăr, munca și împreună am făcut o echipă și sperăm ca rezultatele să fie pe măsura muncii pe care am depus-o perioada aceasta de 7 luni de zile și mai pe concret ultimile 4 luni de zile unde am început să înșghebăm acest colectiv și zic eu un colectiv unit. Domnule vicepreședinte Constantin Păun, de ce ați ales Partidul Național Democrat și de ce candidați la Consiliul Județean Dâmbovița? De ce nu să-l sprijin la Consiliul Local Municipal Târgoviște? Și ce ar trebui schimbat la nivelul conducerii județului, dacă ar trebui schimbat ceva? Nu, vreau să fac o remarcă înainte. Domnul Păun este și pe listele consilierilor municipali. Dar lăsați-l pe dânsul să vă rog. Da. Au fost două motive care m-au făcut să vin în acest partid. În primul rând, domnul Avram a insistat foarte mult să intru în acest partid și în al doilea rând am considerat că experiența mea în munca cu omul, experiența mea în funcții de conducere pot ajuta acest partid să crească destul de repede, să se consolideze și în alegeri, în primul rând locale, să facem o surpriză plăcută și după aceea să continuăm creșterea și consolidarea, iar în alegerile generale, într-adevăr, să putem spune un punct de vedere destul de greu în politica românească. Dar noi pe surse am aflat că dumneavoastră erați în pole position pentru a candida din partea PND-ului la funcția de primar. Nu. Era altcineva. Nu. Nu, deci nu... N-am cochetat cu PD. Dar cum vedeți dumneavoastră situația în care a ajuns combinatul de oțeluri speciale după privatizarea aia nefirească și nesăbuită? Ne aducem aminte sub timpul cărei guvernării a combinatului de oțeluri speciale și dacă dumneavoastră întrezăriți vreo soluție de revigorare, de revitalizare a activității? Nu vreau să discutăm acest subiect. Sunt plecat de foarte mult din combinat, nu cunosc ce mai este acolo, ce investiții s-au făcut și tema emisiunii noastre este alta, da? Corect. Bun, ce vreți să faceți în momentul în care veți fi ales consilier județean la nivelul județului Dâmbovița, pe listele PND-ului? Domnul Dumitrache, ceea ce vrem noi toți să facem la ora asta în România și nu numai în România, primul rând în județul nostru, da? Am să vă spun un banc citit în ultima revistă Lumea, da? Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru să construiască un gard între rai și iad, că a constatat că noaptea cei din iad se duc în rai. L-a chemat pe Sfântul Petre, te rog să organizezi licitație. A chemat la licitație un francez, un american și un român. Îl întreabă Dumnezeu pe francez. Cu cât construiești gardul ăsta? Cu 5.000 de dolari. Ok, îl întreabă pe american. Tu cu cât construiești gardul? Cu 10.000 de dolari. Păi și ce-i faci la 10.000 de dolari? Păi fac monitorizare cu camere video, online, nu o să mai aveți probleme cu trecerea niciodată.
Întreabă și pe român, tu cu cât construiești gardul ăsta? Cu 15.000 de dolari. Păi zice, cum cu 15.000? De ce 15.000? Păi doamne, 5.000 de dolari ți-i dau ție, 5.000 de dolari mi-i păstrez mie și 5.000 dau francezului să construiască gardul. Deci asta vreau să dispară din România, da? Corect. Și toți dorim lucrul ăsta. Și da, cred că este cel mai important lucru. Cel mai important, un da, banc cu multe învățăminte. Subînțelesuri. Subînțelesuri. Domnule președinte Marin Mușa, dumneavoastră vă candidați, candidați la Răzvan să vă aflați în treabă, cum spunea domnul președinte, nu candidați. Nu, niciun caz să mă aflu în treabă. Cine gândește lucrul ăsta se înșală. În primul rând, experiența, vechimea, un bun gospodar. Aveți foarte mare experiență, mai ales în domeniul actului administrativ, da? Actul administrativ, deci... Ați fost viceprimar al comunei. Am fost viceprimar un mandat, două mandate de consilier, un bun gospodar, deci cunosc într-un cuvânt toate problemele comunei și sunt multe probleme. Am o echipă, o echipă bine închegată, vreau să vă spun că este echipa veche a PNL-ului care, mă rog, din anumite motive ne-am îndrumat către Partidul Național Democrat, în care avem oameni cu experiență, oameni bine integrați, oameni care cunosc și sunt în mijlocul problemelor și ceea ce vrem noi să facem, sunt sigur că cetățenii sunt foarte interesați și vor fi foarte bine poziționați pentru a afla, pentru a, mă rog, a se putea alătura nouă la aceste proiecte. Aceste proiecte care, în primul rând, sunt necesare și utile comunității. Nu se poate concepe ca o comună care este lipită de oraș, de Târgoviște, să nu aibă canalizare, să nu aibă un trotuar, pur și simplu pe DN-ul și pe DJ-ul se circulă, în care s-au întâmplat atâtea accidente și efectiv niște trotuare nu e mare investiție, numai să accesezi proiectul și efectiv se pot realiza. Canalizarea cea mai utilă și necesară în zilele noastre. Deci acea canalizare care până în momentul de față s-a închegat până la calea ferată, iar de la calea ferată până în restul Răzvadului lipsă. Nu ultimul rând voi pune accent pe asfaltarea străzilor din Răzvad, în care e o necesitate datorită fluenței de mașini și, mă rog, necesarul de confort pentru cetățeni. Eu, de exemplu, stau pe strada Gării. Pe strada Gării, unde e așa zisul stadion, baza sportivă, toată zona aceea s-au făcut case noi. Toate mașinile când trec la anumite festivități și meciuri sportive, efectiv se creează un praf. Nu mai zic de faptul că străzile nu sunt întreținute, nu sunt amenajate, deci, într-un cuvânt, trebuie asfaltate. Și aceste asfaltări se pot face, efectiv, anual, dacă se alocă în bugetul local o sumă de bani, un an o străduță, următorul an altă străduță, efectiv, într-un mandat, ne putem trezi că s-au asfaltat câteva străzi care se va cunoaște pe mai târziu. Dumneavoastră vreți să schimbați actuala stare de lucruri existentă la nivelul comunei Răzvad? Mă rog, eu o stare de, puțin zis așa, indiferență. Practic, poate nu s-au accesat nici proiecte, n-au fost interesați, nu s-au putut, dar din punctul meu de vedere se pot accesa proiecte și se pot face aceste lucruri, deoarece sunt fonduri și posibilități de accesare a acestor proiecte. Da, da. În primul rând, proiectele alea trebuie întomite. Categoric, trebuie și oamenii specialiști, oameni care să se implice în aceste lucruri și efectiv și cu ajutorul cetățenilor care, după cum le-am transmis mai multe mesaje, voi fi alături de ei și voi colabora foarte
apropiat la orice problemă și la orice situație. Am înțeles, să luăm un moment de publicitate. Partidul Național Democrat vrea să joace un rol important în politica dâmbovițeană, stimați legislatori. Vom continua dialogul cu cei trei lideri, importanța PND-ului în Dâmbovița și nu numai. După un scurt moment de publicitate, urmează un scurt moment comercial, revenim imediat și vă mulțumim, oameni buni, și în această seară ne primiți în casele dumneavoastră. Publicitate, Coluna TV. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. B24 Travel vă trimite în Grecia la Hotel Costas 3 stele în stațiunea Olympic Beach la prețul de 90 de euro de persoană pentru sejur de 7 nopți. În preț este inclus transportul dus întors cu autocarul cu plecare din Ploiești și București. Olympic Beach reprezintă perla stațiunilor de pe litoralul Greciei de Nord, situată la 75 de kilometri sud de Salonic și este dominată de legendarul Munte Olimp. De-a lungul plajei se află numeroase restaurante și taverne tradiționale cu preparate gustoase, la prețuri accesibile. Hotelul Costas se află în centrul stațiunii, la o distanță de 150 de metri față de plajă. Nu pierdeți oferta Last Minute din 20 mai 2016 la prețul special de 90 de euro. Mai multe detalii găsiți pe internet la b24travel.ro și la numărul de telefon 0344 807 007. B24 Travel. Oferte de nerefuzat. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște, de pe calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și moda unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004.
Da, am revenit în direct, mai bun, noi continuăm dialogul cu cei trei lideri ai PND-ului la nivel județean și nu numai. PND vrea să joace un rol important în politica dâmbovițeană. Domnule președinte Avramia, cu ce șanse are o formațiune politică mai mică în competiția de o asemenea învergură, e vorba de alegeri locale de pe 5 iunie, în fața celor doi granzi, celor două mari forțe politice, recte, PNL și PSD? Dom'le, din punctul meu de vedere, acele forțe politice mari, granți, cum le spuneți dumneavoastră, nu mai sunt de mărimea aceea. Și s-au cam desumflat puțin așa. Ăsta este punctul meu de vedere și numai punctul meu de vedere, este și din discuțiile cu cetățenii pe care le-am avut, oamenii, să știți de la mine, că nu mai sunt impresionați așa de mult și dorni să voteze una din cele două formațiuni politice. Eu am discutat cu foarte multă lume, de fapt o să începem și noi activitatea și o să ne deplasăm în cartiere și să discutăm cu cetățenii mai mult, dar eu zic că nu mai e o problemă acest granzi. Și vreau să vă spun că foarte multă lume a fost indignată și de numărul mare de corturi care au fost instalate în municipiul Târgoviște, tot o chestiune de propagandă, sub semnul acestor semnături care s-au strâns în corturi. Și apropo de semnături, să știți că eu, când am fost pentru depunerea candidaturii, m-am dus cu un număr limitat. Am avut mai multe, doar tocmai în ideea în care să nu dureze nici prea mult și modestia e o chestiune care trebuie să mai apară și la unele partide. Nu ne-am dus cu Lada, nu ne-am dus cu... Uriaș, dom'le, meșul uriaș din partea unui dintre candidați, ceea ce este contrar legii, încarcă legea electorală. Dumnezeu, nu ai voie cu banere, cu meșuri, nu ai voie. Adică era o clădire imensă, era. Nu erau, chiar sunt Bălcescu. Nu erau, sunt mai multe, că le-am văzut. Nu, vorbim de meșuri, nu vorbim de... Meșuri, da, asta este problema lor. Nu, e ceva de groază. Eu n-am văzut cu PND-ul până oraș. Păi n-am avut, cu PND-ul, să știți de la mine, că noi o să ne deplasăm să discutăm cu cetățenii, de la om la om. Ce le spuneți, domnul președinte? Păi ce să le spunem? Programul partidului, dacă sunt mulțumiți de ce s-a întâmplat în 26 de ani, dacă sunt mulțumiți să-i voteze în continuare și să rămână cu dânsii, dacă doresc un alt partid, dacă doresc să apară nume noi pe eșichierul politic, să voteze cu echipa pe care o am. Și am o echipă foarte bună din punctul meu de vedere, ingineri, economiști, adică mi-am creat o echipă cu care să nu fie rușine și dacă cetățenii municipiului... Toate domeniile de activitate. Psiholog, am toate, sunt și prinse. Tineri, sunt și tineri și femei. Ca să vă spun punctul de vedere al femei, eu lucrez foarte bine cu femeile. Chiar nu sunteți misogin. Chiar nu sunt misogin, mi se spusese odată că sunt misogin și procentul nostru pentru Consiliul Municipal este de 61% sunt femei. 61% e procentul din Consiliul Local. Păi din punctul ăsta de vedere sunteți number one. Păi suntem number one și vreau să vă mai spun, să știți de la mine că femeile sunt foarte conștiincioase. Iar noi avem o echipă de femei foarte bună condusă de președinta noastră Topalov Lucia, care a știut și a atras în jurul dânsei foarte mulți, foarte multe doamne cu pregătire și cu mai puțină pregătire și oameni care doresc într-adevăr să se realizeze ceva la nivelul acestui municipiu și eu consider că în relația noastră cu această echipă de femei și bărbații care suntem să facem o surpriză plăcută la nivelul municipiului Târgoviște. Și revin și spun, noi o să difuzăm și noi flyerele noastre, o să le ducem și noi la blocuri, cum au dus și alții. Am văzut domnul Marinescu, foarte multe flyere deja s-au pus și o treabă foarte bună, e o chestiune de normalitate, o să punem și noi, ca oamenii să ne cunoască și mai bine și să cunoască și programul pe care noi îl avem pentru dânsi. Pentru am văzut și niște scrisori de partea unui gând de scrisori, toate blocurile erau împălzite de scrisori. Acum, întrucât poșta nu prea mai funcționează, fiecare partid își face politica, își face strategia de campanie, și campania lui și nu comentam. Dar dumneavoastră, care este starea de spirit? Vreau să vă spun, să completez la ce a spus domnul Avram, că suntem totuși un partid mic la ora asta și n-aș vrea să ne îmbătăm cu apă rece că răsturnăm munții din loc la ora asta, la alegerile locale din 5 iunie. Dar avem candidați la primării cu șanse mari de câștig, avem candidați în toate consiliile din județ, în Consiliul Municipal și în Consiliul Județean. Sunt convins că vom face o surpriză plăcută și ce pot să asigur cetățenii care ne vor vota și nu numai, și toți cetățenii
Târgoviștei și ai județului Dâmbovița, că cei care vor intra în consilii și în consilii la nivel de primării și în consiliul județean vor participa nu numai la adoptarea hotărârilor corecte cu transparență maximă și nu vom lua hotărâri care cum să spun, sunt în defavoarea cetățeanului. Care contravin intereselor comunității. Care contravin intereselor comunității, corect. Pentru alegerile generale, atunci o să facem, dacă rezultatele din alegerile locale sunt mulțumitoare pentru noi, atunci o să începem o promovare mai agresivă a partidului, o să începem o creștere a partidului, o consolidare și la alegerile generale, atunci probabil că rezultatul nostru va fi altul mult mai bun decât la locali. Poate chiar și o alianță la nivel de... Și dacă va fi cazul de turul 2, că așa se vehiculează și varianta asta, domnul președinte. Păi ce să vă mai spun? De fiecare... Am văzut că sunteți așa cum... Sunteți... Am văzut nu, 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 dânsul este cu Partidul Național Democrat, vă spun eu sigur, că dacă era în altă parte, nu se afla lângă noi. Nu, 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 dumneavoastră, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, la fiecare emisiune, dacă vă aduceți aminte, vă spuneam, punctul meu de vedere este că legitimitatea unui primar nu este dintr-un singur tur. Și v-am explicat-o de atâtea ori. Dintr-un singur tur... poate să intre și să fie primar cu 20%, nu? 25%, 15%. Legitimitatea unui primar adevărat este atunci când se are face în două tururi și are girul și celorlalte formațiuni politice. Până la urma urmii, toate partidele politice vin cu un program pentru cetățeni. Problema este că după ce s-a terminat campania electorală, toate trebuie să se unească în binele și în realizarea obiectivelor pentru cetățenii. Și Partidul Național Democrat, dacă va fi cazul în turul 2, ce politică de alianță eu, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, să așteptăm turul 2 dacă va fi și ne vom orienta și noi în funcție de doctrina și de candidatul care... va fi, dacă nu o fi unii din candidații... Care va avea programul cel mai aproape de anul. Vă gândiți la doctrină? Mai pune ceva accent pe doctrină? Sau pe nu doctrină, aici? De program. Program. Cei care vor avea programul cel mai aproape de programul nostru. Cel mai apropiat de programul nostru. Și bineînțeles, în ceea ce privește la Răzvad, eu mă gândesc și am așa o presimțire că alții vor veni lângă mine să mă sprijine pentru meciul final. Nu, dar noi am aflat așa pe surse că dumneavoastră Marin Mușea, candidatul PNL-ului, ar fi sprijinit așa pe surse și de PNL și știu și eu de UNEPR. Tot ce e posibil. Deci calcule se fac ca la orice, mă rog, comună, la orice municipiu, județ, dar... având în vedere că în Răzvad, în momentul de față, sunt 9 candidați, deci 6 pe partide și 3 independenți. Deci, cum s-ar spune, în termen, adică, se vor toca voturile și oricine poate câștiga. Bine, acum trebuie să țină cont chiar și... oricine. Păi, dacă stăm să ne gândim, cam 3-4 sunt cu șanse reale de câștig și știți cum e, voturile se împart. Se împart, da. Se împart și, mă rog. Dar e adevărat că noi pe surse am aflat ce se vehiculează? Că nu știu, de vehiculoase... PNL și UNEPR-ul v-ar susține pe noastră? Nu știu, de ce să zic, sursele da, sunt, nicio, mă rog, nu vreau să dau eu sens. Sursele sau... Astea sunt informațiile care circulă, mă rog... Dânsul este un candidat puternic cunoscut, vine din pe partea dreaptă, de la Partidul Național Liberal. Au fost niște probleme la momentul desemnării și dânsul a considerat că este bine să vină, să da, treacă într-o altă barcă, la o formațiune nouă, la o formațiune serioasă. Dânsul n-a mai dorit. N-a vrut să încurc acolo problemele și să zică că din cauza mea, așa că i-am lăsat pe băieți să se descurce și, mă rog, fiecare cum știe să-și pregătească campania, să-și atragă cetățenii, să arate, mă rog, fiecare ce poate să facă și mai departe știți cum e.
Bun, domnul președinte, cum stați din punct de vedere organizatoric la această oră? Dacă ați depus dosarele de candidatură, sunt în regulă toate dosarele și în câte localități? Deci, din punctul meu de vedere, vă spuneam de la început, partidul este un partid nou. Avem la momentul respectiv 22 de organizații complete cu candidați pentru primari și pentru consiliile locale. Avem 22 de localități unde, deci până la în jur de 60 de localități unde avem organizații, dar care n-au putut să-și depună candidaturile din N motive. Și chiar aș putea să spun, am avut mari presiuni colegii și președinții de la nivelul unor localități au avut presiune asupra lor să nu mai candideze pentru funcția de primar și vă dau un exemplu concret pe care l-am aflat la Dărmănești. La Dărmănești, candidatul care l-am avut acolo a fost amenințat că dacă va candida și va depune liste, va avea probleme în ceea ce privește serviciul. Detalii o să vă dau mult mai multe și o să vă dea la momentul când o să vină în studio la dumneavoastră președintele, vicepreședintele care răspunde de zona, aceea, Moreni, Dărmănești, Vlădeni și așa mai departe. Cine l-a amenințat? Stați un pic, nu... Da, este o amenințare făcută și omul n-a vrut să-și mai depună nici candidatura și nici listele pentru această comună. E o chestiune probabil care... Probabil șantaj, probabil da. Ceva... Să știți așa că am mai avut probleme. Vreau să vă spun că la ora 11 aseară eram la Hulubești, unde am depus ultima localitate documentele. Am avut probleme din punct de vedere al modului de... și vreau să vă spun totodată că am avut înțelegeri în partea comisiei existente la nivelul comunei, da? Reprezentanta Bejului în teritoriu a fost foarte indulgentă în ceea ce îi privește unele greșeli care au fost făcute de către cei care și-au completat dosarele. Și ne-a întors cu dosarele, m-am deplasat pentru că era nevoie de ștampilă, m-am deplasat, le-am refăcut și onestitatea acestor oameni care reprezintă la momentul respectiv legalitatea și salutată, chiar salut și chiar mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-a acordat, întrucât a fost un sprijin de normalitate. Și vreau să spun că în general, unde am avut probleme de factură aceasta, a avut un comportament demn acești președinți de comisii, care nu că au tăiat sau au respins, au spus aici trebuie făcut așa, uite aveți timp ca să le refaceți și așa mai departe. Dosarele să fie în regulă. Să fie în regulă, sigur. Și într-adevăr am avut dosarele făcute așa cum trebuie și din punctul meu de vedere eu vreau să spun că mă așteptam la mult mai mult, mai multe organizații să realizez, dar până la urma urmii sunt mulțumit și prin faptul că le-am realizat aceste organizații, că am închegat un colectiv care dorește într-adevăr să facă o surpriză plăcută și mă bucur foarte mult că am putut să strâng semnăturile peste 4.300 de semnături necesare să avem liste complete în tot județul pentru consilieri județeni, cei 44 de consilieri pe care îi avem. Am depus 5.870 de semnături, am mai avut semnături, dar a fost suficient ca să putem să accedem în etapa aceasta. Eu consider că noi, echipa care am făcut-o și cu celelalte persoane care au venit și vreau să vă spun și să mulțumesc amicul meu, prietenul meu, domnul Păun, care a venit alături de noi și prin experiența pe care are, prin maturitatea și prin faptul că a condus atâția ani de zile una dintre cele mai mari unități economice din județul Dâmbovița. Pentru mine și pentru partidul nostru este o mare cinste, drept pentru care n-am decât mulțumiri și cu această ocazie vreau să transmit tuturor cetățenilor care îl cunosc și care l-au apreciat să fie alături de dânsul, pentru că este un om de omenie, este un om cu un spirit și cu o dorință de muncă care s-a manifestat pe toată perioada cât a fost director. Acum dânsul este tot director într-o altă poziție, într-un alt domeniu unde lucrurile merg foarte bine și ca atare, eu din punctul meu de vedere sunt foarte mulțumit că a venit pe noi și odată cu dânsul au mai venit și alte persoane
care s-a alăturat dânsului și care s-a alăturat partidului. Și așa cum spunea domnul vicepreședinte, domnul Păun, noi sperăm să ne consolidăm, este un examen pentru noi localele și după aceea să consolidăm în funcție de rezultatele pe care le-am obținut, să consolidăm acest partid în ideea să reprezentăm ceva pe șicherul politic. Domnule președinte, noi am aflat așa că potențial candidați foarte puternici pe care i-a avut Partidul Național Democrat au fost racolați de către PNL sau UNPR, e da, adevărat? Da, au fost situații, i-a racolat, asta este situația, am racolat și noi pe cineva, în ultima, uite, și dânsul a fost tot cu PNL-ul, am mai avut și la Glodeni care au mai venit la noi, au venit de la ALDE pe ultima sută. Domnul Catalan, cu toată organizația, a trecut la noi, a fost o surpriză plăcută pentru noi, a trecut cu toată organizația Titu la deci, Partidul Național. De PNL a trecut la ALDE. Adică sunt niște mișcări. PNL Titu a trecut la ALDE și fostul... Eu consider, domnul Dumitrache, că cetățenii știu ce au de făcut și sunt convins că ei sunt cei care... Oamenii. Sunt alege locale. La comună, omul... La toate comunitățile. Notarietatea omului. Și orașe, domnule, să votăm oameni aici. De-aia trebuie să fim atenți, studiem lista, domnule, hai să vedem ce propuneri de candidați au partidele politice. Hai să vedem oamenii, de ce sunt în stare, dacă sunt în stare, dacă nu sunt în stare, că 4 ani de zile, vrei, nu vrei, am pus ștampila, gata, au ieșit, trebuie să mergem înainte cu ei. Sigur că da. Domnul vicepreședinte Constantin Păun, care e starea de spirit a târgoviștilor și a dâmboviților? Noastră ați luat pulsul, ce spun oamenii? Dau credit, dau șanse formațiuni politice mai mici sau se orientează tot către cele două mari tabere politice? Avem o majoritate care dau credibilitate Partidului Național Democrat. Și sunt și mulți nehotărâți. Da, sunt și mulți nehotărâți, aveți dreptate. Dar eu cred că, așa cum spuneam și mai devreme, în fiecare consiliu vom avea reprezentanți. Poate vor fi consilii acolo unde vom avea reprezentanți chiar să tindem spre o majoritate. Și chiar la Târgoviște cred că vom avea un număr semnificativ de consilieri. Dar cum anticipați campania electorală? Cum va fi? Va fi una foarte dură? Și ce tip de strategie bănuiesc de campanie electorală? Bănuiesc că va fi o campanie electorală dură. Chiar astăzi discutam cu domnul Avram că aș vrea campania noastră electorală să nu fie o campanie murdară, să fie o campanie pentru noi, să nu ne facem anticampanie atacându-i pe adversarii noștri și să facem o campanie frumoasă numai pentru noi, să ne promovăm partidul nostru și oamenii noștri care candidează în consilii și la primării. Bazată pe soluții concrete la problemele comunității. Absolut. Și la cerințele comunității. Corect. Dumneavoastră ce tip de campanie faceți? În ce privește la Răzvad, mă bazez pe... Poftiți? Pe cine atacați la Răzvad? Nu atacăm pe nimeni. Noi atacăm, nu suntem lupi nici. Noi atacăm problemele comunității și mă bazez pe cetățeni că vor veni alături de mine, vor ține cont, bineînțeles, de experiența și de calitatea omului pe care o să-i întâlnească între toți cei 9 candidați, o să aibă de unde alege. Și efectiv și echipa, fiecare candidat, ce echipa are în spate, ce oameni, ce program prezintă fiecare și cât vor fi de convingători cu cetățenii ca să-i poată alege și să reușească să câștige. Domnul președinte, iată, aveți o echipă de oameni, adică nu sunteți singur în demersul ăsta pe care îl faceți, ați venit și cu alți lideri marcanți, alți lideri importanți, alături de dumneavoastră la emisiunile, în exclusivitate la emisiunile postului de televiziune și iată, propuneți nume noi, oameni precum domnul Constantin Păun care, sau domnul Marin Mușat, care au un grad de notorietate reprezentativ la nivelul comunităților locale.
Bineînțeles, despre domnul Păun, v-am spus și mă repet, este într-adevăr o personalitate și dânsul și prin maturitatea și prin modul de abordare a lucrurilor, cred că vom face o treabă foarte bună. Asta este părerea mea și să știți că în partid mai avem oameni care deja n-au venit la televiziune, dar vor veni și ei. Și sunt oameni care nici nu doresc să se afirme și sunt oameni care ne vor sprijini în ideea în care să putem să creștem acest partid. Noi, din ceea ce privește agresivitatea pentru campanie, și eu am discutat cu domnul Păun, noi trebuie să fim niște oameni rezervați, niște oameni care să venim cu lucruri concrete, nu venim să aruncăm lucruri urâte față de ceilalți candidați, pentru că, din punctul meu de vedere, și ceilalți candidați sunt tot oameni, au familie, au copii și stă urât ca să începem să ne bălăcănim cu anumite lucruri care practic am fost obișnuiți. Dar partidul... ați fi și îndreptățit, pentru că ați fost îndreptățit. Eu am fost nedreptățit, dar eu consider că judecătorul pentru nedreptatea mea sunt cetățenii din municipiul Târgoviște care mă cunosc, care mi-au dat votul, 5.000 de voturi am obținut atunci și cred că nu m-am schimbat și cred că nici dânsii nu s-au schimbat în poziția pe care au avut-o față de mine. Liderul partidului, deputatul Daniel Fenechiu, va veni la Târgoviște? Cu siguranță va veni la Târgoviște, va susține. Da, ne-a promis. Da, vreau să vă spun cu această ocazie, domnul președinte Fenechiul Daniel, într-o discuție pe care am avut-o, n-a dorit să participe și să candideze la primăria capitalei din motivul că acest partid al nostru este foarte tânăr și trebuie să se deplaseze în câte mai multe localități din țară, tocmai pentru promovarea partidului, pentru susținerea candidaților pe care noi avem. Este o mare nevoie de președinte, în ideea în care dânsul totuși reprezintă polul de dreapta al acestui partid, partid nou, și prezența dânsului, ați văzut-o în emisiunile pe care le-ați purtat cu dânsul, e o plăcere să-l ascult și cred că este și un plus pe care ni l-ar aduce în prezența dânsului în rândul nostru. Bun, ne apropiem de finalul emisiunii, v-am rugat pe rând fiecare să transmiteți un mesaj către electoratul, membrii și simpatizanții PND-ului, dar și către cei nehotărâți. Începem cu dumneavoastră, domnule vicepreședinte Marin Bușa, vă rog. Rog electoratul din Răzvat să fie alături de mine. Am o echipă bine închegată, oameni cu experiență și voi dovedi că nu sunt numai vorbe și vor fi și fapte pe care toți le așteptăm de mult timp și care nu putem să mai așteptăm. Domnule vicepreședinte Constantin Păun, vă rog. În primul rând vreau să transmit tuturor cetățenilor sărbători pascale cu bine, cu multă sănătate și îi așteptăm la vot pe 5 iunie. De ce să voteze PND-ul? Să voteze PND-ul, în primul rând. De ce? Pentru că este un partid care, vă spuneam, zice nu absolut tuturor hotărârilor care sunt luate în defavoarea cetățenilor. Corect. Domnule președinte, vă rog. Ce să zic, mi se pare de normalitate, adică ce a spus colegii mei, este o chestiune de normalitate, dorim într-adevăr să atragem spre noi cât mai mulți cetățeni și nu să atragem de dragul că suntem noi frumoși și programul pe care îl avem să fie un program coerent și un program care să satisfacă cerințele cetățenilor. De asemenea, vreau să fac un apel către o parte din colegii pe care am avut în sistemul de asistență socială să vină alături de mine, să mă sprijine, pentru că știe că sunt un om cinstit și corect și îi aștept să vină în rândul nostru al partidului și să ne susțină partidul la nivelul municipiului Târgoviște și în celelalte localități de unde sunt dânși. Și pentru că se apropie Paștele? Pentru că se apropie Paștele și eu transmit tuturor cetățenilor din municipiul Târgoviște și din județul Dâmbovița sărbători fericite, un Paște fericit, plin de realizări și bucurii. Aceleași cuvinte și eu le adresez cetățenilor din Răzvat, sărbători fericite și să auzim de bine. Să auzim de bine, sărbători fericite, colegii îmi fac semn că avem un telefon, să vedem cine e la capătul firului, acum spre final. Alo, bună seara! Bună seara, aș dori, ascultăm din păcate această emisiune și am văzut că este domnul Avram. Așa. La televizor. Dumnealui ce ne promite pentru noi târgoviștenii, că ne dă un pahar de țuică și
scapă de noi, nu? Da. Da, da. E regulă, bine. Da. O să primiți răspunsul. Mulțumim pentru telefonul. Seară bună. Spuneți. Da, în primul rând fac parte din categoria care nu beau și nici nu fumez. Iar cu parul de țuică, nu știu, probabil să nu mă confundați cu alte formațiuni. Eu nu pot să vă promit decât că prin programul pe care îl avem la nivelul partidului, că o să avem un program coerent care să se îndrepte către necesitățile cetățenilor din municipiul Târgoviște și din județul Dâmbovița. Ianai, vă mulțumim pentru prezență, vă urez mult succes, stimați telespectatori și stimați invitați, multă baftă în continuare în activitatea noastră. Mulțumim, prieteni, aici e televiziunea liberă, asta e, sunteți lideri politici, trebuie să ne asumăm și toate întrebările, chiar dacă unii telespectatori, chiar dacă, și punem o condiție, cei care doriți să intrați în direct cu invitații, în primul rând, ar trebui să vă prezentați, să spuneți, mă numesc Georgescu, Elena, Ionescu și așa mai departe. Cum vă numiți, nu așa să lansați săgeți pe micul ecran și după aia gata. E în regulă, vă mulțumesc pentru prezență, stimați candidați, stimați invitați și multă baftă în continuare. Mulțumim mult și pentru prezență și pentru... Mulțumim, prieten, că și în această seară a fost alături de noi, în ora ta știrile de la ora 20, exclusiv Coruna TV, nu uitați motoul emisiunii, nu vă pierdeți, oameni buni, niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla, la final un dar muzical pentru distinși invitați, pentru noastră am ales o piesă semnată Holograf, că vine primăvara. Primăvara începe cu tine, superbă piesa, Doamne ajută, la revedere! Ce se face?